Pacariul, aproape 40 de ore de când rușii au atacat portul Reni cu 15 drone la 480 de metri de malul românesc al Dunării. Oficialii din România anunță că o navă românească a fost avariată în portul ucrainean și vă citesc în aceste momente din comunicatul Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit informațiilor preliminare obținute de către reprezentanții oficiului consular al României la Odessa de la autoritățile ucrainiene, nava a suferit avarii minore și și-a continuat deplasarea. Ministerul Afacerilor Externe informează că nu există cetățeni români răniți în atacurile care au vizat porturile ucrainiene de la Dunăre. Iar ministerul mai spune că s-a autosesizat în urma informațiilor din presă, apărute în presă, referitoare la incidentul în care a fost implicată o navă românească în portul Reni din Ucraina în dimineața zilei de 24 iulie și a întreprins demersuri în regim de urgență pe lângă autoritățile ucrainiene competente din regiune pentru informații cu privire la cetățenia și identificarea persoanelor implicate, precum și împrejurările în care s-a produs incidentul. Discutăm despre asta la Decisiv alături de Mihai Fifor, fost ministru al apărării, mulțumesc, dar și alături de contraamiralul Constantin Ciorobea, mulțumesc. Haideți să vedem ce spunea și ministrul apărării ieri, când am aflat despre aceste explozii, cum 15 drone au atacat portul Reni din Ucraina, la 480 de metri de malul românesc al Dunării. Ce spunea despre navele românești implicate? Ce știa atunci ministrul apărării despre posibile incidente? Vedem declarația. Aveam informația că în momentul atacului erau în acel port, în portul Reni, 6 nave românești care între timp au traversat Dunărea și au ajuns în România. Ne puteți confirma această informație? Nu pot să vă confirm această informație pentru că erau nave civile cele care se aflau în port. Pot să vă spun că, într-adevăr, la gurile Dunării, la un moment dat erau 110 nave și în porturile dunărene erau în jur de 88 de nave. Domnule Fifor, la 40 de ore de la acest incident, oficialii români vin și spun că o navă românească a fost avariată. Nu grav, dar că a fost avariată. În țara NATO, România, da, cu scutul de la Deveselu, cu radiocomunicații, cu militari la graniță NATO, noi aflăm după 40 de ore că o navă românească a fost avariată. Eu sunt convins că informația a fost mult mai devreme livrată decât la 40 de ore. Sunt evident măsuri care se iau imediat după ce un astfel de incident are loc. Am văzut că nava este în marș și nava a reușit să părăsească portul Reni cu, defecțiuni minore și fără răniți la bord sau fără victime la bord, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. În astfel de situații trebuie să înțelegem că suntem într-o zonă de conflict pe care o asumă cei care, operatorii care merg în zona respectivă, operatorii portuare, operatorii de nave, care continuă să facă transportul din zona de conflict. Fie că discutăm de gurile Dunării, pentru că, într-adevăr, e șocantă o astfel de întâmplare, în momentul în care a fost bombardat portul atât de aproape de granița României, granița NATO. Dar cu toate acestea discutăm de Ucraina, Ucraina care, iată, are vecinătate cu noi. Stați puțin, domnule Fifor. Deci, ministrul apărării ne spune la câteva ore după această explozie, după acest atac cu 15 drone, când îl întrebăm dacă nave românești s-au întors pe partea românească a Dunării după aceste explozii, el spune că nu poate să confirme și aflăm la 40 de ore că navă românească a fost lovită. Totuși, undeva informația nu a ajuns. Nu cred că ministrul a exclus printr-un astfel de răspuns că am fi avut acolo nave românești în portul Reni sau aproape de portul Reni. Clar că avem în porturile dunărene un număr de nave care operează în zona aceasta. Din păcate, zonă de conflict. E foarte posibil să avem nave care operează și pe culoarul acesta pe care până nu de mult l-am avut deschis, dar sunt operatori
privați, operatori care își asumă acest transport. Ministrul Apărării, ce să fi spus? Până la urmă, e adevărat, este o navă care aparține României, aparține unui stat NATO, dar în ultima instanță, repet, e un transport pe care un operator civil îl asumă cu tot riscul. Ministrul Apărării, să spunem că răspunde de navele militare, da? Categoric. Dar Ministerul Afacerilor Externe, iertați-mă, domnule Ciorobea, Ministerul Afacerilor Externe scrie aici, în comunicat, s-a autosesizat în urma informațiilor din presă referitoare la un incident în care a fost implicată o navă românească în portul Reni din Ucraina în dimineața zilei de 24 iulie. Un astfel de minister ajunge să se informeze din presă, adică după 40 de ore? Păi aici, vedeți, este situația foarte clară cumva. Adică avem armatorul care operează această navă. Armatorul își asumă a trimite nava într-o zonă sau alta conform interesului pe care îl are. În aceste condiții, dacă armatorul nu a informat că s-a întâmplat ceva cu nava respectivă, n-are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat sau dacă nava a fost sau nu în portul Reni. Pentru că toată monitorizarea, sau cum să spun eu, toate aspectele acestea nu sunt ținute la Ministerul Transporturilor sau la Ministerul sau la vreun minister din România. Armatorul este cel care hotărăște unde, când și cum folosește mijlocul pe care îl are pentru a câștiga niște bani. Deci dacă el nu a simțit nevoia de asistență și sprijin din partea vreunui minister din țara noastră, înseamnă că a considerat că nu este foarte grav, își poate îndeplini mai departe scopurile pentru care a fost, a fost angajată nava respectivă și decât să plătească sume mari pentru întârzierile la livrarea mărfii și să aducă nava să fie verificată, să vadă ce s-a întâmplat, să ceară, nu știu, clarificări și așa mai departe, a spus că mai bine mă duc în transport marfa, îmi încasez comisionul și așa nu e foarte grav, așa că nu mai informez pe nimeni. Deci a fost decizia celui proprietar și probabil comandul navei sigur a anunțat armatorul. Deci spuneți dumneavoastră că trebuia comunicat acest incident de către armator și nu s-a comunicat la timp? Da, dacă avea considerat că are nevoie de sprijin în vreun anumit fel, din partea Ministerului Apărării, din partea Ministerului de Externe, din partea Ministerului Transporturilor, din partea Ministerului Economiei, spre exemplu, niște reparații majore la navă. Adică sunt lucruri care, dacă nu a fost nevoie, proprietarul a considerat că nu este necesar să informeze, n-are nevoie de ajutor. Cam în spectrul acesta. Domnule contraamiral, când este avariată o navă a unui stat NATO, ce se întâmplă? Sau ce ar trebui să se întâmple? Practic, armatorul și-a asumat trimiterea navei în acea zonă. Nava se afla pe teritoriul Ucrainei. Și aici trebuie cumva, vedeți dumneavoastră, e periculos faptul că s-a întâmplat în portul Reni și trebuie înțeles că portul Reni este foarte aproape de șenalul navigabil al Dunării Maritime. Dunăre Maritimă care, având în vedere prevederile inclusiv ale Convenției Dunării, este cale internațională de navigație. Și în aceste condiții, poate că aici ar trebui pus cumva problema. Care este intenția Federației Ruse privind libertatea de navigație pe Dunărea Maritimă, unde este o zonă de ape sau este circulația internațională a navelor este asigurată. Deci, practic, cumva, Comisia Dunării ar trebui sesizată sau chiar Comisia Dunării ar trebui să ia atitudine față de loviturile date foarte aproape de șenalul navigabil pe Dunărea și pe calea maritimă, pe Dunărea Maritimă, prin zona de trafic internațional. Adică, bineînțeles, România, am văzut luările de poziție ale președintelui și ale ministerului și ale primului ministru. Poate chiar NATO ar trebui cumva să reacționeze în avans cumva. Adică, domne, dacă se mai continuă astfel de incidente, dacă avem cumva din greșeală lovite anumite obiective de pe teritoriu, chiar de pe șenal, în zona navigabilă,
spre exemplu, să pună față de granița României sau față de toată granița NATO o zonă de interdicție de 10 km, 50 de km, în care tot ce zboară acolo este considerat că atacă un obiectiv NATO și să fie doborâte. Adică cumva vedeți că se tot atonează, Federația Rusă a tot atonat, a aruncat mine în Marea Neagră, s-a interferat, să spunem, cu traficul maritim în Marea Neagră, dar acum chiar a lovit foarte aproape de un scenal navigabil. Adică nu ne uităm cât e lățimea Dunării, ci faptul că imediat, dacă vă uitați pe traficul maritim, navele comerciale pe calea maritimă trec foarte aproape de portul Ren. Așa e configurația Dunării. Așa s-a alăturat discuției domnule contraamiral și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN, exces de putere, mulțumesc. Adi, ce ar trebui să se întâmple de aici încolo? Deci la 40 de ore avem acest anunț că o navă românească a fost avariată. Nu tare, avaria este minoră, nu avem răniți, dar ce ar trebui să se întâmple ca reacție la nivelul statului, la nivelul NATO? Există, s-a schimbat oarecum ceea ce practic aveam ieri, când ministrul apărării nu ne putea confirma că avem incidente cu nave românești. Iată un incident. Bun, domnul ministru Fifor a explicat destul de limpede că nu era neapărat de datoria Ministerului Apărării să cunoască situația unor nave civile, unor nave aparținând unor operatori comerciali. Domnul contraamiral de asemenea a dat toate explicațiile în legătură cu regulile în astfel de situații. Pentru mine, așa, pe parte jurnalistică, e o mirare că nu și-am aflat după 40 de ore, pentru că la cum funcționează neîncrederea între civili și instituțiile statului român, faptul că operatorul totuși a raportat și a ajuns până la urmă această informație la o instituție a statului e mare lucru, adică chiar și în 40 de ore. Eu zic că e o performanță, pentru că în general la noi nu funcționează această relație cu instituțiile nici dintr-o parte, nici din alta. Mai ales dacă pagubele au fost minore, probabil au sărit niște schije sau au căzut niște resturi de la una dintre drone. Nava și-a continuat marșul, a efectuat probabil și operațiunile de descărcare, dacă apucase să încarce în portul Rieni, către porturile românești. E limpede că operatorul o exploatează în continuare fără să fi necesitat mari intervenții. Deci aici singura chestiune este cea pe care am formulat-o ca întrebare de la început. Dacă nave sub pavilion românesc sau nave sub pavilionul altor state NATO sunt atacate deliberat, nu accidental. Aici e o diferență, cred că, importantă între un atac prin ricoșeu și un atac care țintea în mod direct navele respective. Se socotește că este o agresiune la adresa statului al cărui pavilion este arborat la pupa respective embarcațiuni? Părerea mea e că da. Dar cu această condiție, și anume ca atacul să fie unul țintit. Așa cum și dacă, Doamne ferește, ar cădea o rachetă rusească pe malul românesc al Dunării, trebuie să te asiguri înainte de a porni demersurile pentru activarea articolului 5 al NATO că acel atac a țintit malul românesc și nu a fost rezultatul unei erori de ghidaj, a unei interceptări nereușite a unei rachete antiaeriene ucrainene sau a unei, nu știu, poate chiar românești sau NATO, pentru a lua o decizie. E foarte sensibil momentul acela al deciziei de a socoti că este un act ostil și de a trece la măsurile de contraatac. Vom vedea dacă vom avea și reacții de la premierul Marcel Ciolacu, de la președintele Klaus Iohannis cu privire la ceea ce probabil s-a întâmplat. Probabil că nu, adică sincer nu cred că, în primul rând, că n-ar fi de nivel. E ca și categoric. Premierul a avut reacția de ieri, președintele de condamnarea atacului, sigur că da.